în imagine a Elenei. Bară, Sameș a trimis cu capul în bară și reluare în foarte peste cap Adrian Ionescu. În imagine a rămas la pământ, dar să revedem șutul frumos al lui Sameș. Cu capul el a trimis în transversală. Nadu. Și situație foarte bună pentru Politehnica, dar Nedel nu a reușit să împingă balonul care i-a șters doar capul și a căzut în brațele portarului Iordan. A fost cea mai bună ocazie de până acum, de doua secundă a oaspeților, urmată de această fază frumoasă de atac a bucureștenilor, soldată cu o lovitură de colț. La balon, Dumitru. O parte a tribunei a doua a văzut gol. Revedem faza. Ultimul minut de joc, după care vor urma prelungiri. Zahiu, Vigu. Șut destul de periculos la semi-înălțime, mai ales că Suciu era mult afară din poartă. Revedem faza, acțiunea lui Vigu și șutul acestuia pe lângă stâlpul din stânga al porții lui Suciu. Contraatac Politehnica Timișoara. Centrare defectuoasă însă. Sameș, Vigu, a Elenei. Dombrovski. Și în acest moment, stimați telespectatori, se încheie cele 90 de minute regulamentare și arbitrul Rainea fluieră începutul prelungirilor. Vă reamintesc, 1-1 în finala Cupei României, Steaua Politehnica, și suntem în primul minut de prelungire. La balon, Dumitru. Dișan. Dembrovski. Angelini Dumitru. Pasă în adâncime pentru Adrian Ionescu. Și acum portarul Suciu trimite lui Șerbănoi. El câștigă duelul cu Florin Marin. Bucă. A intrat în formația timișoreană și Roșca cu numărul 14 și ocazie mare pe care o ratează timișoreni. Dembrovski de la 5-6 metri n-a putut introduce mingea în poartă, de altfel vom revedea faza, centrare, Dembrovski, Băltinișan, cap și gol. În minutul 95 al partidei, așadar, în urma unei lovituri de colț executate de Dembrovski, Băltinișan marchează cu capul și echipa sa conduce cu 2-1. Iată faza.
Slobozia și primul gol al acestei partide, pe care îl realizează Stoica. 1-0 în favoarea echipei Steaua. Minutul 22, poate 23 al partidei. A interceptat Nadu. Acum la balon de Broski. Bișan. Manea. Bișan. Și egalitate. Șut puternic al lui Bișan. Fundașul stânga al echipei Politehnica, Bișan, s-a intercalat în atac și după o frumoasă combinație pe care o revedem, șutează puternic. Iordache nu mai poate interveni. Păltinișan, cap și gol. În minutul 95 al partidei, așadar, în urma unei lovituri de colț executate de Dembrovski, Păltinișan marchează cu capul și echipa sa conduce cu 2-1. Iată faza.